Am citit luna trecută toată manga din Attack on Titan și astăzi vreau să vă zic câteva cuvinte despre ea. Vorbesc despre Attack on Titan aici pe canal, deci bineînțeles că puteți spulvera butonul de like, cel de subscribe, dați clopoțelul, pentru că veți să vedeți, pe aici. Comentariul zilei vine de la Den Cuzo, care zice Să trăiască banana spațială, like, like. Da, Den trebuie să trăiască banana spațială. Manga Attack on Titan este mare, adică dacă este să o citești, cum am făcut-o eu, trebuie să te organizezi puțin. Manga are 34 de volume, a câte 139 de capitole în total și m-am gândit că dacă vreau să o citesc într-o lună, va trebui să o citesc în jur de un volum pe zi. Și cam asta am făcut. Primele volume au fost ok. Mi-am amintit ce s-a întâmplat în anime și vedeam și toată acțiunea de acolo. Dar într-un format scris. După vreo 7 volume eram ok. După vreo 10 volume ajungeam să zic, bă, dar mi se pare că e cam mult așa. Când am ajuns la jumate, deja începeam să mă gândesc dacă îmi place să citesc manga. Iar pe la volumul 20 eram ok. Nu mă apropiam de ultimele volume, tot așteptam așa să termin cu manga și gata. Am finalizat toate cele 34 de volume. Manga e foarte faina. Dacă ați văzut doar animeul, chiar vă recomand să te ce-ți prin manga pentru că manga mai intră în detaliile pe care poate că anime nu le-a prezentat. Cu toate acestea însă, comparând acum manga cu anime-ul, I don't know, cred că vei fi ok dacă vei vedea doar anime-ul. Adică nu mi s-a părut că a arătat ceva semnificativ din manga. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat în manga, spre deosebire de anime, cu toate că anime-ul prea multe lucruri din manga, chiar și alea mai puține plăcute, este că manga are mult mai mult gore. Scenele alea brutale mi s-au părut mai explicite în manga și chiar am așa impresia că au mai și cenzurat unele chestii din manga atunci când au fost puse în anime. Citind manga am văzut și finalul seriei. Ultimele două volume din manga sunt practic ceea ce nu a fost animat încă, deci dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat în Attack on Titan și nu mai doriți să așteptați după anime, puteți citi ultimele două volume din manga. Nu am să vă zic ce se întâmplă acolo, dar ceea ce vreau să vă zic este că înțeleg de ce au mânat final. Au o de treabă să facă toate lucrurile de acolo, în special din punctul de vedere al animației, mai ales dacă vor să iasă foarte bine. Știind manga, Attack on Titan mi-am dat seama că nu prea place să citesc manga. De știți că mi îmi plac cărțile și am citit o grămadă, dar parcă stilul ăsta de bandă desenată, I don't know, man, nu prea e de mine. Plus că modul de citire al manga mi-a făcut probleme puțin. Cred că abia pe la volumul 3 mi-am dat seama cum se citește. Bine, asta a fost și prima manga full pe care am citit-o ever. Poate cine știe, it will grow in meantime, dacă mai citesc și alte manga. Vă recomand manga? Sure, e ok. Și dacă ați văzut și dacă nu ați văzut anime Repet, ce mai este din anime este fix cuprins în ultimele două volume din manga, deci dacă vreți să le citiți, nu trebuie să mai așteptați. Până apare când apare animeul Iar că tot vorbim despre Attack on Titan Uite aici un clip în care îți prezint finalul animeului Dă-te pe aici ca să afli De ce se pregătește ceva foarte tare în Attack on Titan odată cu finalul